Piesa de rezistență a celei de-a doua ediții a taberei de sculptură de la Măciuca este statuia ecvestră a Reginei Maria, proiect inclus în sărbătorirea centenarului din 2018. La statuie s-a lucrat zi și noapte timp de 3 săptămâni, în 2 schimburi, și în acest moment este unicat în România. La proiect au lucrat 3 artiști, 2 români și 1 străin. Sărbătorim astăzi efortul și creativitatea celor 11 artiști din tabăra noastră. Vă mărturisesc recunoștința pe care le ofort pentru tot ce au făcut ei, pentru tot acest proiect, pentru această zonă a României. Toată lumea care au venit de la, din Paris, de la Cluj, în altă zonă, spun, domne, traversăm țara, este la fel peste tot, dar când ajungem la Măciuca se întâmplă ceva. Parcă e o lumină, e ceva se întâmplă, e de deosebit față de alte zone. Cel mai important lucru atunci când poți să faci ceva este chiar să lași în urma ta un lucru durabil. De aceea apreciez foarte mult efortul familiei Niță și a celor care i-au înconjurat, a celor care li s-au alăturat în această inițiativă, pentru că ea este, aș zice că, rarisimă în România. Din ce în ce mai puțin oameni sunt dispuși să se implice în astfel de gesturi culturale. A doua ediție a taberei internaționale de sculptură în piatră Măciuca a fost organizată de Fundația Dumitru Drăghicescu în parteneriat cu atelierele Enache Paris. Evenimentul este unul dintre cele mai importante proiecte culturale din regiunea de sud-vest a României în 2017. Sculpturile pot fi admirate în centrul comunei Măciuca, într-un parc sculptural, alături de operele realizate la prima ediție în 2014.